De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința Consiliului Local din Moinești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua, domnule primar, doamna secretar general, stimați colegi, începem ședința pe comisii. Permiteți-mi înainte de ședință să-i urăm domnului viceprimar la mulți ani, sănătate și realizări profesionale, personale și de ce nu și în politică. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 205 din 24.11.2022, privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2022-2023. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia juridică, dacă sunt întrebări. Dacă nu, punem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 6 din 21.01.2021, privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitarea și dotarea unor spații din clădirea situată pe strada Vasile Alexandriei, numărul 52, municipiul Moinești, în vederea amenajării unui centru multifuncțional pentru activități sociale și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema. Vă rog. Votați proiectul cu noua modificare. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia juridică, discuții. Dacă nu, punem proiectul la vot cu modificările anunțate. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, o abținere. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 140 din 19.08.2022, pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare și dotarea unor spații din clădirea situată în strada Vasile Alexandriei, numărul 52, Municipiul Moinești, în vederea amenajării unui centru multifuncțional pentru activități sociale, cod SMIS 148.775. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, o abținere.
Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită prin instituirea dreptului legal de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări. Domnul Dârlea nu participă la vot, da? Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Pentru, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine e pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, Parc Central, județul Bacău. Vă rog liderii de grup să facă nominalizări pentru comisii. Din partea grupului PNL propun pe domnul inginer Ghioc și doamna Lăzăroae Raluca. PSD propune Pubădacă și Busuioc. PMP nu are propuneri. Mulțumesc. Comisia de Urbanism, vă rog să votăm propunerile și proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. O neparticipare. Comisia Economică, dacă aveți întrebări sau alte propuneri, vă rog. Dacă nu, supunem proiectul la vot cu propunerile făcute la Comisia de Urbanism. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, o abținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SC EcoSud și ESA și aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare numărul 1087/1078 din 16.04.2018. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci, două abțineri și trei... patru voturi împotrivă. Pentru. Și unul pentru. Da, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc.
Comisia juridică, întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Deci, două abțineri și trei voturi împotrivă. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2023 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea Comisiei pentru analiza și soluționarea cererilor privind stingerea creanțelor fiscale administrate de organul fiscal prin dare în plată, precum și a documentației care însoțește cererea debitorilor privind stingerea creanțelor fiscale. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Ședința pe comisie a luat sfârșit. Urmează o pauză, după care ședința de plen. Stimați invitați, declarăm deschise lucrările ședinței Consiliului Local al Municipiului Moinești, convocată pentru data de 23 martie 2023. În conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați astăzi prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 2018/2023 pentru ședința ordinară a lunii martie. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți în sala de ședință un număr de 18 consilieri și avem un domn consilier, domnul consilier Dârlea, care este alături de noi prin conexiune online. Având în vedere proiectul ordinii de zi, vă supun atenției dumneavoastră aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local, întocmit în ședința din 27 februarie 2023. Vă informez că au fost efectuate prevederile privind consultarea dumneavoastră, conținutul acesteia fiind transmis pe mail fiecăruia din consilierii locali. Vă supun la vot conținutul procesului verbal. Pentru. Vă mulțumesc. Cu 18 voturi pentru a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 27.02.2023. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a vă supune la vot ordinea de zi propusă de către executiv pentru ședința de astăzi și pentru a parcurge ordinea de zi. Mulțumesc, doamna secretar, stimate domnule primar, stimați consilieri locali, stimați colegi. Permiteți-mi să încep ședința prin supunerea la vot a ordinii de zi a ședinței ordinare de astăzi.
Vă mulțumesc. Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. Începem cu punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al municipiului Moinești. Vă rog, raport Comisia Economică. Raport Comisia Juridică. Da. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă mulțumesc. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să facem procedura de vot. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 205/24/11/2022 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2022-2023. Vă rog raport Comisia Juridică. Da. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să lansăm procedura de vot. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 6/21/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitarea și dotarea unor spații din clădirea situată în strada Vasile Alexandrie numărul 52, Municipiul Moinești, în vederea amenajării unui centru multifuncțional pentru activități sociale și a indicatorilor tehnico-economici. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Da, domnul consilier. Mulțumesc, domnule consilier. Dacă mai sunt intervenții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să... Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru și o abținere. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 140/19/08/2022 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare și dotarea unor spații din clădirea situată în strada Vasile Alexandrie numărul 52, Municipiul Moinești, în vederea amenajării unui centru multifuncțional pentru activități sociale, cod SMIS 148.775. Vă rog, raport. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abținere. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă mulțumesc. Întrebări? Da, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva aspecte aș dori să supun atenției dumneavoastră. Cred că cele două proiecte aflate în fază de execuție la Direcția de Asistență Socială sunt proiectele care se derulează cel mai greu la nivelul municipiului din toate celelalte proiecte care se află în lucru.
Acum, eu am studiat foarte bine proiectele și de la punctul 4 la punctul 5. Am constatat că cheltuielile neeligibile și contribuția de 2% a ajuns la un procent de 30% din valoarea actualizată a proiectului. În speță 906.034 din 2.757.682. Opinia mea personală este că aceste cheltuieli neeligibile nu se datorează creșterii prețurilor, pentru că știm cu toții a apărut act normativ care a reglementat această situație, iar în ședința din 27-a au fost actualizate prețurile. Cred că se datorează în mare măsură proiectantului, pentru că dacă proiectantul ar fi venit la fața locului și ar fi luat pas cu pas la întocmirea proiectului, nu ar fi mai apărut pe procesul de execuție alte aspecte care să fie cuprinse în proiect. Pe viitor aș dori, poate, știu eu, mai mare atenție cu firmele de proiectare, pentru că încasează foarte mulți bani, dar uitați că ajungem să plătim foarte multe cheltuieli neeligibile. Vă mulțumesc! Vă dau dreptate în ceea ce privește activitatea proiectantului de la acest obiectiv, pentru că am avut dificultăți de la început și până acum cu dumnealui, dar problema noastră și a tuturor e că nu alegem noi proiectanții, ci a fost o licitație în SICAP și a fost adjudecată în urma unei licitații proiectarea acestui obiectiv. Într-adevăr, sunt întârzieri, actul adițional este întocmit pentru prelungirea și a termenului, dar pentru acest proiect, pentru cel de la George Enescu de la școală și pentru Cobălcescu, știți că am accesat un credit undeva cu un an și ceva când am demarat lucrările acolo. Aceste finanțări, aceste cheltuieli vor fi suportate din acel credit. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții pe marginea proiectului, dacă nu, putem lansa procedura de vot. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru și o abținere. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită prin instituirea dreptului legal de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Gridesa asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Aviz favorabil cu 5 voturi. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și 1 neparticipare. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem lansa procedura de vot. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru și o neparticipare. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Vă rog. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem vota. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog, raport. Aviz favorabil cu 5 voturi. Raport Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem lansa procedura de vot. Vă rog, reluați procedura de vot.
Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, Parc Central, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia Județului. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru și abțineri. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o reparticipare. Fiind o comisie care va fi votată prin vot secret, vă rog să demarăm procedura de vot secret. Procesul de votare a luat sfârșit. Rog Comisia de numărare a votului și de validare a acestuia să delibereze. Dau cuvântul domnului președinte al Comisiei pentru a ne prezenta rezultatul votului. Proces verbal al Comisiei de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret pentru închirierea prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, Parc Central, județul Bacău. Comisia de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret, formată din Breahnă Neculai, președinte, Budacă Cristinel, secretar, Margine Genu, Pascalin, Nine Alexandru și Catană Codrin Ionuț, membri, a procedat la numărarea voturilor. Din totalul de 7 buletine de vot, sunt 15 valabile exprimate, 2 nule. În urma numărării voturilor, eu, Corneliu, 15 pentru, 0 împotrivă. Budacă Cristinel, 15 pentru, 0 împotrivă. Alăzăraie Raluca Maria, 15 pentru, 0 împotrivă. Busuioc Iulian, 15 pentru, 0 împotrivă. Drept urmare, au fost desemnați următorii reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia de Evaluare a Ofertelor pentru Închirierea prin Licitație Publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, Parc Central, județul Bacău, următorii membri titulari: Ghio Corneliu și Budacă Cristinel, membri supleanți: Lăzăroai Raluca și Busuioc Iulian, semnează Comisia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă sunt întrebări legate de acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru, 18 voturi pentru, o neparticipare la 17 voturi pentru, o neparticipare la vot și o abținere. Vă mulțumesc. Trecem mai departe. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SECE EcoSud S.A. și aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare numărul 1087/1078 din 16.04.2018. Aviz nefavorabil, două abțineri și trei voturi împotrivă. Raport Comisia Economică. Aviz nefavorabil, 5 voturi împotrivă, cu abținere și un vot pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz nefavorabil, cu 4 voturi împotrivă,
1 pentru și 2 abțineri. Mulțumesc. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să votăm. Vă mulțumesc. Proiectul a fost refuzat cu 11 voturi împotrivă și 8 abțineri. Trecem mai departe. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2023 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, vă rog să lansăm procedura de vot. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea Comisiei pentru analiză și soluționarea cererilor privind stingerea creanțelor fiscale administrate de organul fiscal prin dare în plată, precum și a documentației care însoțește cererea debitorilor privind stingerea creanțelor fiscale. Vă rog. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem vota. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 13, la diverse, avem raportul de activitate al Direcției de Asistență Socială Moinești pentru anul 2022. Dacă mai sunt alte intervenții pe marginea... Da, domnul consilier? La diverse. Da, mulțumesc. Pentru domnul primar, am o întrebare. Inițial am crezut că este o problemă doar a mea, după aia am văzut că tot au venit cetățeni la mine. Toată ziua și am văzut poliția locală își face activitatea, dar se cară spre schelă, trec foarte multe tiruri și se cară cu lemne. Problema nu ar fi că se cară, că asta este, cineva trebuie să-și desfășoare activitatea. Merg cu foarte mare viteză, au și remorcă și semi-remorcă, sunt încărcați la refuz, nu am putea cumva limita, adică gen măcar să punem o interdicție, totuși avem 3 tone jumate peste interzis la intrare și ei vin acolo cu remorcele alea imense. Nu știu, sau să găsim să nu aibă decât o remorcă, să nu mai aibă semi-remorca după ei. Ceva trebuie să facem pentru că circulă haotic și mai ales în perioada asta cu lucrările printre copii, să-i vedeți cum trec, e cam, Doamne ferește, să întâmple ceva. De partea de cântar și de osi și de aia nu ne ocupăm noi, ARR-ul, sunt instituții abilitate. Noi am aprobat o hotărâre de Consiliu pentru o taxă peste un anumit tonaj. Aplicăm acea taxă, dacă cumva scapă cineva, da, nu pot fi polițiști locali permanent pe strada Schelei. Dar, în general, cei care au depozit de lemne în schelă au plătit pentru acele mașini. O să sesizăm pe cei de la ARR să vină să-i cântărească, să le facă tonajul cât au dreptul, pentru că văd și eu, sunt câte 3-4 dată una după alta, au un depozit în schelă, de acolo îl descarcă și Ocolul Silvic are un depozit în schelă. Dar vom înștiința pe cei de la ARR pentru o adresă. Domnul viceprimar o să se ocupe de acest.
Am văzut că și la alte primării, de exemplu, nu dau voie decât cu remorcă. Adică au interzis să intre și cu semiremorcă. Se poate pune o interdicție de genul ăsta? Adică măcar să fie undeva la 20 de tone. Gândiți-vă că acolo sunt peste 40 de tone, poate să intre pe o de asta. Plus că avem proiectul ăsta și păcat de el să-l distrugă după aia dacă se vine cu covor asfaltic să-l facă praf. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule consilier, mulțumesc, domnule primar. Da, domnul consilier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule primar, domnule viceprimar, doamna secretar general, stimați colegi, onorată asistență, vreau să vă aduc la cunoștință că astăzi a fost ultima mea ședință în calitate de consilier local, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Moinești, motivat de faptul că ieri, 22 martie, Tribunalul Bacău mi-a validat mandatul de consilier județean în cadrul Consiliului Județean în Bacău. Acum am zis că este de bun simț să vă anunț în plen, ca să nu spuneți că plec așa fără să spun câteva cuvinte. Frumos ar fi ca să fie o atmosferă plăcută, în sensul că unii ar putea spune că am renunțat la mandatul de consilier municipal în favoarea mandatului de consilier județean. După o lungă chibzuință, am zis că este mai bine să particip la luarea unor decizii și să contribui la adoptarea unor proiecte la nivelul județului, din care face parte și municipiul Moinești, și poate de acolo pot să capăt o nouă experiență în ceea ce privește administrația publică locală. Acum să vă spun câteva cuvinte, că așa se cuvine la sfârșit de mandat, ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut. Să începem cu cele frumoase, nu sunt urâte nici celelalte. Mi-a plăcut faptul că fiecare ședință de Consiliu Local pentru mine a fost o nouă provocare, în sensul că orice om, dacă dorește să se pregătească, nu a existat faptic o ședință în care să nu te confrunți cu noi aspecte în ceea ce privește activitatea legislativă și cea economică. Pentru a fi în cunoștință de cauză, a existat posibilitatea ca noi să ne pregătim, să studiem și să ne prezentăm în ședință în cunoștință de cauză. Un alt aspect care mi-a plăcut a fost că, uitați, am pornit această activitate a Consiliului Local într-o sală de ședințe a primăriei, unde nu ne auzeam între noi, nu ne auzeau și cei care ne urmăreau ulterior, și astăzi am ajuns de ne desfășurăm activitatea într-o sală demnă de acest Consiliu Local, modernizată și cu toate condițiile aferente. Un alt aspect pozitiv ar fi acela că am pornit de la o activitate, știu eu, cu mari contradicții la început, și am ajuns astăzi, după părerea mea, să punem la punct unele aspecte și în concordanță cu prevederile legale. Aceasta și datorită înțelegerii de către dumneavoastră a atitudinii mele, care nu a fost o atitudine, zic eu, așa cu ghilimele de rigoare de Gigi Contra, și acolo unde a fost legal și corect am votat pentru, iar unde nu a fost, m-am abținut sau am votat împotrivă. Mi-a plăcut de asemenea că foarte multe dintre propunerile mele au fost acceptate de către majoritate și au fost votate în consecință și o parte dintre amendamente. Ce nu mi-a plăcut este un singur aspect, că încă se mai pune pe un plan superior interesul politic sau de altă natură. Adică ar trebui, după alegeri, Consiliul Local să fie unitar,
și să ia decizii fără să aibă la bază un interes politic de moment sau de viitor. Cu toate acestea, eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că împreună am reușit să contribuim la bunul mers al activității în cadrul Consiliului Local Mâinești și să dea Dumnezeu ca roadele dumneavoastră să fie culese de către cetățenii municipiului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Da, o să am și eu o mică intervenție vis-a-vis de această veste din partea domnului consilier. Nu mi-a adus-o la cunoștință de astăzi, eu știu de ceva timp încă de când s-a vacantat postul de la Consiliul Județean. Pot spune că acest Consiliu Local, în funcție, are o activitate nesuperioară față de consiliile trecute. Nu spun asta ca să laud astăzi membrii Consiliului Local sau executivul primăriei, dar s-a îmbunătățit activitatea și tot ceea ce se discută aici și prin intervenția dumneavoastră, prin intervenția colegilor consilieri, unele lucruri care le-am dezbătut, le-am pus la punct și chiar într-o discuție cu dumneavoastră și cu alți colegi care au urmărit alte ședințe de Consiliul Local din județ, putem spune că aceste ședințe ale noastre sunt net superioare a celor ședințe. Cred că sunteți în asentimentul meu dacă ați urmărit modul cum se desfășoară ședințele într-o comună, modul cum se desfășoară ședințe chiar la localități urbane din județul Bacău. Nu știu în alte județe, dar cel puțin în județul Bacău pot spune că avem o ședință, fiecare ședință are calitatea ei. La Mâinești zic eu că s-au pus la punct unele lucruri, uneori și cu ajutorul cunoștințelor dumneavoastră, fapt pentru care dați-mi voie să vă mulțumesc și eu în numele colegilor din primărie, a colegilor din Consiliul Local, să vă urăm succes acolo unde mergeți și să nu uitați că sunteți cetățean al municipiului Mâinești, să ne susțineți acolo la Consiliul Județean, pentru că e o minoritate politică, după cum știți, vis-a-vis de conducerea Consiliului Județean și membrilor Consiliului Județean, să se ia în considerare mai puțin partea politică. Aici, dacă ați avut amendamente și uneori contradicții, nu au fost politice. Asta e de apreciat, pentru că nu ați venit cu gânduri de a face opoziție datorită partidului din care faceți parte. Vă urăm succes și, cum vă spuneam, să ne susțineți acolo pentru a obține și la Mâinești fonduri, pentru că și Mâinești face parte din județul Bacău și chiar la ultima alocare bugetară, atât Mâinești cât și celelalte localități urbane au primit zero fonduri. Avem într-adevăr un proiect cu cei de la Consiliul Județean și trebuie să mulțumesc pentru acest lucru, pentru că anul trecut au înțeles și am realizat acea asociere pentru realizarea unui muzeu regional aici la Mâinești. Este aproape gata proiectul tehnic, proiectul tehnic este gata de fapt. Se lucrează la caietul de sarcini și pregătim procedura de licitație pentru execuția acestui obiectiv, care are ca termen 24 de luni, parcă de la semnarea contractului de finanțare. Un parteneriat cu Consiliul Județean, la care dumnealor participă cu 90%, aproximativ 2 milioane de euro, iar primăria municipiului Mâinești cu 10%. Sper să finalizăm acest proiect împreună și după ce îl vom finaliza să solicităm din nou Consiliului Județean susținere și o nouă asociere pentru a dezvolta și municipiul Mâinești ca și localitatea, așa cum spuneam, din județul Bacău. Mulțumim! Da, este o Da. Mulțumesc, domnule primar, mulțumesc, domnule consilier, și mult succes în noua misiune pe care o aveți. Alte intervenții la punctul diverse? Da, vă rog. Vin cu un apel către dumneavoastră. Din două motive vreau să fac acest apel aici, în această ședință. Odată pentru că dumneavoastră sunteți reprezentanții cetățenilor din Mâinești
Și al doilea motiv, pentru că ați ales să folosiți fondurile din PNRR aici la noi în oraș, lucru pentru care vă felicit. Din câte știți, zilele acestea, acest program PNRR este în pericol să fie blocat și vin cu rugămintea către dumneavoastră să comunicați mai departe nevoia stringentă pentru Moinești de a se utiliza aceste fonduri. Mai exact, să îndemnați reprezentanții din Parlament să schimbe așa numitele pensii speciale cu pensii bazate pe contributivitate. Aceasta este o cerință principală din PNRR și vă rog să faceți demersuri în acest sens, ori din, ca Consiliul Local, ori ca persoane individuale, ca partid, cum vă este la îndemână. Mulțumesc că m-ați ascultat. Claudiu Tamaș. Sunt din partea USR. Da, noi vă mulțumim. Ședințele Consiliului Local sunt publice. Orice propunere, orice doleanță a unui cetățean al municipiului Moinești poate fi ascultată, poate fi înregistrată și chiar promovată dacă aduce plus valoare municipiului Moinești. Într-adevăr, municipiul Moinești a semnat deja 4 contracte pe PNRR. Unul este școala, reabilitarea școlii Tristan Țara, al doilea grădiniței Cheița de Aur de la școala George Enescu, nu? Cheița de Aur? Pinocchio, da? Așa. Al treilea este realizarea acelui CAV, colectare prin aport voluntar a deșeurilor voluminoase și al patrulea este, sunt acele insule ecologice pe partea de, pe zona urbană, acele platforme de colectare selectivă a deșeurilor. Așa este în pericol acum, dar sper eu că acest lucru să se rezolve și să ne continuăm aceste proiecte care sunt deja semnate, la care se lucrează deja la studii de fezabilitate, la caiete de sarcini. Mulțumim pentru propunere, așteptăm oricând și altul. Vă mulțumesc, domnule primar. Dacă mai sunt alte intervenții la punctul diverse, dacă nu, declar ședința încheiată. Vă mulțumesc.